În numele Lui Dumnezeu, cel milostiv îndurător, Bismillahirrahmanirrahim, pace vouă, selam aleikum. O temă deosebită pentru astăzi am ales. O temă care ar trebui să ne pune pe gânduri. Critica sau acuzația fără a ști adevărul. Suntem oameni și avem plăcerea să criticăm imediat pe ceilalți, fără să știm, fără să cunoaștem adevărul. Nu spun că nu trebuie să condamnăm păcatul, dar trebuie să cunoaștem situația înainte de a vorbi, iar păcatul trebuie să fie dovedit. Unul dintre lucrurile grozave pe care ne învață Dumnezeu în Islam este următorul. Mai bine să scape un vinovat nepedepsit decât să fie un nevinovat pedepsit. Rugăciunea celui nedreptățit Dumnezeu o ascultă întotdeauna, ne spune profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui. Deci este foarte important, ne învață Dumnezeu, este foarte important ca un nevinovat să nu fie pedepsit. Chiar dacă va scăpa un vinovat. La un moment dat el va fi prins. Dar este extraordinar de important ca un nevinovat să nu fie pedepsit. Musulmanii nu trebuie să permită nedreptatea. Dumnezeu în Coran, în capitolul 5, versetul 2, ne spune: întrajutorați-vă împlinirea faptelor bune și în evlavie, dar nu vă ajutați la păcat și la nedreptate. Să fiți cu frică de Dumnezeu, căci Dumnezeu este aspru la pedeapsă. În capitolul 20, la versetul 111, Coranul ne spune în felul următor: fețele se vor pleca umilite în fața celui veșnic viu și a totputernic. Și nefericit va fi acela care va purta o nedreptate. Deci este un avertisment pentru cei care fac nedreptate pentru judecata de apoi. Musulmanii nu trebuie să permită minciuna. În capitolul 4, cunoscutul verset 112, ne spune: cine săvârșește o greșeală ori un păcat, apoi le aruncă în cârca unui nevinovat, se împovărează cu o mârșăvie și un păcat vădit. În capitolul 2, versetul 42, Dumnezeu ne atenționează: și nu îmbrăcați adevărul cu minciună și nu ascundeți adevărul când voi îl știți. Să vă spun o povestioară, o întâmplare care m-a marcat. Când eram copil, în școala generală, fiind, deci aveam undeva la vreo 10 ani, 11 ani, eram pe stradă cu mama, mă întorceam de la alimentara. Cei mai în vârstă știu ce este alimentara. Cu sarsanele pline și am văzut pe stradă o fată la vreo 15-16 ani, o știam de pe la școală, acum nu mai mergea la școală, care era gravidă. Era cu câțiva ani mai mare ca mine. Când am văzut-o, am spus: ui de curva! Ca un trăznet a venit palma mamei mele peste cap. A fost prima dată când m-a lovit. Și singură. Și acum o simt. Dar
cel mai greu m-a turut cuvântul ei, dojana ei, dojana mamei mele. Cuvinte care mi-au săpat direct în inimă. Cum poți să judeci dacă nu știi? Pe copiii mei îi învăț lucrul ăsta și le repet mereu. Și cu voia lui Dumnezeu o să-i învăț și pe nepoții mei. Aș fi vrut ca pământul să se crape, să intru acolo, să mă duc până în China. Eram rușinat. Nici măcar nu știam de ce, dar eram rușinat. De palma mamei mele, dar mai ales de cuvintele ei. Ajunși acasă, mama mi-a spus povestea fetei. Vă spun pe scurt și vouă, fata fusese violată de un unchi de-al ei, un bețiv, bătută și amenințată cu moartea dacă vorbește. Când sarcina s-a văzut, s-a aflat adevărul, iar unchiul ei a fost condamnat, nu știu, la vreo 20-25 de ani de pușcărie. Atunci erau legi adevărate și astfel de fapte erau bine pedepsite. Din cauza asta erau și atât de puține asemenea fapte în acea perioadă. Rușinea mea era imensă. Au trecut săptămâni bune până am reușit să-mi ridic ochii în fața mamei mele. Rușinea care o simțeam mă durea fizic. Mă durea carnea pe mine din cauza acelei rușini. N-am uitat și nu o să uit niciodată. Uneori și acum mă mai rog la Dumnezeu să mă ierte pentru acele vorbe. Mereu mi-amintesc și mă rog la Dumnezeu să mă ierte pentru acele vorbe. Practic am condamnat un om nevinovat. De prost ce eram. De slab ce eram. Sper. Sincer, sper să mă ierte Dumnezeu. Să vă dau un exemplu din Islam despre riscul de a acuza pe cineva. Pentru căsătorie sunt necesari doi martori. Ajung doi martori în fața lui Dumnezeu și în fața comunității. Mai ales a comunității. Dar pentru acuzație sunt necesari patru martori. Patru martori, patru, care au văzut fiecare dintre ei acel lucru. Nu a văzut unul și le-a povestit la ceilalți trei. Deci patru oameni care au văzut cu ochii lor acel lucru. Deci trebuie patru martori. De ce? După cum am spus, pentru că Dumnezeu nu vrea ca cineva să sufere pe nedrept. Înainte să facem o acuzație, trebuie să ne gândim foarte bine. Pentru că vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Pentru ceea ce facem și pentru ceea ce spunem. Sincer, cuvintele care le-am spus acum 40 și ceva de ani, le simt și acum, la gâtul meu, ca o piatră grea legată cu o funie de gât. De aceea vă sfătuiesc să fiți atenți când faceți o acuzație, ca nu cumva să faceți o nedreptate, ca nu cumva să puneți în cârca unui nevinovat ceva rău. Doamne, dă-ne puterea să fim credincioși și drepți. Amin.